Bună, dragi prieteni, și bine v-am regăsit și în această zi cu un nou clip din carantină. Probabil că veți auzi expresia aceasta pentru următoarele 2-3 săptămâni, sperăm că nu pentru mai mult de atât. Vreau să vă arăt astăzi, pe scurt, ce am mâncat săptămâna aceasta, prima săptămână de carantină sau din carantină. Știu că sunt multe mămici și gospodine cărora le place să gătească. Și acum este momentul să gătim pentru familie. Acum sunt tații acasă, sunt copii acasă și vreau să împărtășesc cu voi să vedeți ce am mâncat noi săptămâna aceasta. Din cauza că noi nu avem bucătărie jos, nu avem ghiuvetă jos. Avem o ghiuvetă care este în laundry și care încercăm să nu o folosim prea mult, doar atunci când este nevoie. De aceea, în ultimul timp, poate că de câteva luni bune, mâncăm pe farfurii de hârtie. Acesta este motivul în cazul care vă întrebați. Abia aștept să vină momentul să ne construim bucătăria și apoi să pot să mănânc și eu pe o farfurie normală la cină. Sper că acest clip să vă dea idei, în cazul în care sunteți în pană de idei, deși mă îndoiesc. Sper totuși să vă dea idei bune în cazul în care vreți să mai schimbați ceva în familia voastră. În seara aceasta, pentru cină, avem aceste paste în formă de bărcuțe pe care le-am fiert înainte și apoi le-am umplut cu ceapă, cu ardei, cu țelină, cu ciuperci. Am pus mozzarella deasupra și apoi la cuptor pentru 7 minute, după care le-am servit cu puțină salată verde, cu praz și cu ridichi. În această seară avem o salată de castraveți, ceapă verde și roșii, un pireu și niște carne de pui, două combinații, pulpe de pui și ciocanele, pe care mai întâi le-am fiert puțin cu condimente, iar apoi le-am pus pe grill și aceasta a fost cina noastră din seara aceasta. În această seară avem o cină mai puțin fancy, vă garantez că cina arăta mai bine decât în acest filmuleț. Avem o supă de găină cu tăieței groși și cu morcovi. Și pe lângă aceasta am pregătit și niște legume la cuptor, niște zucchini, morcovi și varză de Bruxelles și niște cartofi pe grill. Seara aceasta am simțit nevoia să mâncăm mămăliguță și motivul a fost usturoiul pe care am uitat să îl filmez, am făcut mujei de usturoi. Aici avem mămăliguță cu brânză, cu ciuperci și cu niște pește, nu mi-aduc aminte exact ce pește a fost, dar a fost delicios. Această seară avem una din rețetele familiei noastre preferate, în special a copiilor, și anume avem street tacos, așa se numesc aceste tortillas micuțe. Deci avem tacos sau tortillas, avem fasole și orez și acesta este brandul pe care îl folosesc eu. Îl cumpăr de la Casco, este un chipotle bowl, vine cu câteva legume, cu orez, cu fasole. Apoi avem o bucată de steak pe care am condimentat-o bine și am pus-o pe grill, cilantro, care este coriandru, ceapă verde, roșii, varză, câteva culori de varză, lămâie și brânză. Și bineînțeles nelipsita salsa, pentru că nu se poate fără salsa, mai ales așa de bună aceasta de la Casco. Întotdeauna când anunț pe copii că facem această rețetă, sunt foarte bucuroși pentru că le place să-și umple acest taco cu ce vor ei și mai ales Zion, care nu este un foarte mare mâncăcios. Meniul din această seară este, după cum vedeți, unul simplu și se numește Ce găsești în frigider. Îmi place din când în când să pregătesc mâncare sau rețete cu doar ce găsesc în frigider, fără să mă plănuiesc să fac altceva, și în seara aceasta am găsit salată, ceapă, măsline, ardei.
Iar pe lângă această salată am copt niște cartofi pe grill sau am grilluit niște cartofi cu sare, cu usturoi și cu feta, cu brânză feta. A fost o rețetă ușoară, simplă, sănătoasă și gustoasă. În seara aceasta avem orez brun cu linte pe care am gătit-o separat, iar apoi am amestecat-o cu orezul. Avem acești creveți pe care îi mâncăm din când în când și care ne plac la nebunie și împreună cu aceste două avem și salată, salată mixă și am adăugat și kale peste care am pus puțin ulei de avocado, foarte mult usturoi și puțină sare și aceasta a fost cina din seara aceasta.